Amen.
Care a fost tradus. Om acesta pot să spun lucruri temeinice și fără să roșesc prin faptul că l-am cunoscut circa de o jumătate de secol. Cu o bună parte din oamenii noștri, așa voi Dumnezeu, ca să le să-i adune, să ne întrunească diferite circunstanțe, de roada întâlnirii de libertate, Gori Vieru și Mihai Volodin, Nicolae Sovar. Dar noi, acum, ne referim la domnul Nicolae. Omul care a avut un unt de părintele de Alvita și care tatăl meu, Părintele Vasile, era într-o strânsă legătură, prietenie, pentru că satul Pădret și Cotare, acolo de alături, tatăl meu ne servia satul respectiv, satul Selimentu, satul Nou și satul de Vare al lui Nicolae. Apoi așa a avut Dumnezeu că după ce s-a stins tatăl meu preot de viață, am slujit eu în Selimet și iarăși ne-a legat în continuare aceste relații. Și apoi iarăși pe parcursul vieții ne-a întrunit Dumnezeu la în Parlament, prin părinți de Parlament și activând într-o comisie a culturii și culturii. Și apoi iarăși a fost vremea când ne-a unit pentru reactivarea Bisericii Ortodoxe Române și care am avut atâtea întruniri, atât cu eu, domnia sa la prefericitul teoptist, membrii sinodului, și atâtea întruniri care am avut în țară și prin Moldova împreună cu Nicolae, demisolul nostru modest, care am avut zeci și sute de întruniri, chiar e ceva căutam și mă numerește o fotografie de la Sfințirea cu Sfânt de Viață a localului literatura și arta. Zic că cum se întâmplă, uite, ți le aduce Dumnezeu tot așa, în memorie din trecutul, puțin de contact. De ce să vă Dar n-am să...
puțin mai tare ca să să audă, da. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, da, vă rog, vă prezentați și ne spuneți ce... Sunt Ion Ciumeic, președintele Fundației Culturale Mihai Eminescu din Cimișlia, dar și redactor al Gazetei de Sud. Asist la un eveniment de o mare tristețe sufletească. Îmi au rămas bun de la colegul de școală și prietenul meu, Nicolae Dabija. A ținut foarte mult la Cimișlie Nicolae Dabija și pentru faptul că a învățat în școala primară de la Codreni, după aceea în satul vecin Sagaidac, după care în clasa 9 a venit la școala numărul 1 din orașul Cimișlia, pe care a absolvit-o cu briu, cu medalie. M-a impresionat foarte mult prin faptul că atunci când a scris compunerea la absolvirea 11 clase, a făcut acest lucru în versuri, tot așa cum a dat examenul de admitere la Universitatea de Stat din Chișinău, de asemenea, în versuri. A fost un foarte bun prieten al nostru prin numeroasele întâlniri pe care le-a avut cu populația matură, cu profesorii, dar și cu elevii de la cele trei licee care erau cândva în orașul Cimișlia, dar și din satele Cenac, Mihailovca, Sagaidac, din satele Raiului Vecin, Basarabeasca, Carabeturca și Abaclia. A contribuit foarte mult la evidențierea unor tinere talente pe care le-a promovat. Este vorba de Mariana Bubuioc din satul Nou, este vorba de Diana Enache de la Abaclia Basarabeasca, este vorba de Doina Stână de la Gura Galbenei, Cimișlia. Cu ajutorul lui nemijlocit la Ploiești, aceste tinere talente au editat primele lor cărți de debut în domeniul poeziei. De asemenea, Nicolae Dabija a fost președinte de onoare al Academiei Populare de la Cimișlia și a organizat o serie de întâlniri cu oameni celebri de la noi din țară, dar și din România. Eu cred că noi trebuie și în continuare să-i păstrăm memoria, poate prin înveșnicirea acestei memorii în chipul unui bust, în acordarea denumirii, poate, Casei de Cultură, unde amintesc că în 1972 Nicolae Dabija și-a citit pe această scenă a Casei de Cultură din Cimișlia primele versuri alături de Nichita Stănescu, un mare poet român de la Ploiești, și care aceste versuri au încăput apoi, au fost editate în primul lui volum de poezie, Ochiul al Treilea. Dumnezeu să-l ierte și tu, Nicolae, iartă-ne că poate am greșit și noi cu ceva, iar noi ne angajăm, cei care am rămas în viață, ne angajăm să păstrăm veșnic memoria. Să faceți, Biblia.